Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Stai și împreună cu PISICA. Bună! Cu Remus. Salut! Cu Luca Covrigu. Salut! Și cu Focaru. Salut! Și momentul mult așteptat este aici, pentru că astăzi îi vom da pedepse lui Remus. Wow! Da, ați auzit bine. Mult așteptat un moment, pentru ce mi-a făcut data trecută. Astăzi îi voi da o grămadă de pedepse, așa că fiți atenți. Facem felul următor. No! Un like egal o pedeapsă în plus pentru Remus. Câte pedepse va primi Remus? Câte pedepse va primi Remus? Ia ziceți câte pedepse credeți că va primi, câte like-uri? 3-4 sper. 15.000 de pedepse. 15.000 de pedepse? 20.000 de pedepse. 20.000 de pedepse, mamă. 20.000 de pedepse. Deci hai să vedem. Cine a apăsat pe butonașul de like înseamnă că vrea să-i dăm mega pedeapsă lui Remus astăzi. Așa că, înainte de toate, vreau să vă arăt o chestie interesantă. Asta este noua mașină adăugată în joc chiar zilele astea. Și este o mașină electrică, ceea ce mă face să cred că o fi o Tesla. Nu știu de ce dai în mașina mea. Provocare. Ce provocare? Că nici o provocare. Deci Remus, fii atent cum începem. Deci fii atent cum începem provocarea, da? Prima provocare pe care ți-o dau, Remus, este să te duci la poliție, să-i enervezi, să-ți iei o stea și să te dai jos din mașină, să te lași prins. N-ai voie să faci nimic. Păi hai, unde e poliția? Păi nu știu, du-te și vezi. Trebuie să faci, să primești poliția. Știu unde e secția de poliție. Ia, hai după Luca Covrigu, hai. Vino încoace. Ce eu știu. Hai, deci asta e prima provocare. Trebuie să te lași prins de poliție. Vino cu mine mașină, dacă nu. Hai că merg așa. Hai că merge așa dacă e. Hai, dă-te jos. Dă-te jos că te duc eu aici cu mașina electrică. Ia uite să vezi ce... Auto. Cuplu instant. Este la permisul. Dar văd că e cam joasă. E cam joasă. Și cum trece? Se ridică, are suspensie de aia ajustabilă. Haide, deci, stația de poliție de acolo, o țin minte, de pe 5M. Stai așa că... Stai așa că o țin minte pe asta, ia? Deci fii atent că te las aici, e poliția? Da, intră peste ei înăuntru, te duci înăuntru peste ei. Crezi că e aici? Nu, cu cuțitul. Ia să vedem. Ia uite-i pe domnii polițiști. Vezi că n-ai voie, să tragi. N-ai voie să tragi, te lași prins. Trebuie să te predai. Du-te să te predai. N-ai voie, păi asta e challenge-ul. Trebuie să te predai, așa, domnul polițist, prindeți-l, merită. Păi te împușcă. Băgați-l la pușcărie, domnul polițist. Ia uite, e la palmă. Așa, bravo, domnule polițist. Și acum hai să vedem unde te sponează, ca să te iau. Pe pod. Ești pe pod? Stai că nu știu unde l-a dat. Mă lași mie poliția din cauza lui. A, te văd. Stai așa ca să... E pe pod. Stai că mă duc eu să-l iau, Bun, asta a fost prima pedeapsă, una destul de urâtă, dar... Ia uite că a pus benzină. Ia te că-mi dau să fac. Hai, vină, intră în mașină, bă. Bă, intră în mașină. Ia uite. Bă, mi-a dat o idee destul de bună. Eu știu că merită, dar... Hai, intră în mașină. Ok, fiți atenți, Următorul challenge, pedeapsă, este să... Sari din mașină acum, sari din mașină. Gata, asta zic. Eu uite-l cum s-a dus. Următoarea pedeapsă este să iei o mașină de pe stradă. Așa? Și ce să facă cu ea? Da. Să meargă cu ea. A, ok, hai să vedem. Hai, ia tirul ăsta. Tirul ăsta trebuie să-l iei. Ești obligat să iei tirul. Bagă-te în toate semaforele, în toate mașinile. Unde e? E departe. Du-te și ia tirul ăla de acolo, ești obligat să iei tirul acum. Ești obligat? Ești obligat, pedeapsă. Da, ești obligat, că altfel trebuie să... Fiți atenți, dacă nu răspunde la... Dacă nu face pedepsele, trebuie să spună un mare adevăr din viața lui. Bagă-te în toate semaforele și în toate mașinile. Asta zic, asta e pedeapsa, hai, bagă-te. Gata, mă, frate. Bagă-te, păi ce faci? Eu te-a pus de-aia roșie pe el. Așa. În toate mașinile trebuie să intri. Ce mașini trebuie să intri? Așa, bagă-te în mașini, așa. Dă-i, toate mașinile pe care le vezi. Mai costează și niște civili, pe vezi. Așa, ia să vedem. Hai, următoarea pedeapsă, mai are cineva? Hai, gata, bun. Da, haideți la tuning repede. Hai la tuning repede, hai să vedem. Hai. Unde-i tuning grep? Vino pe aici, la tuning grepede. Păi urcă-te în mașina mea, urcă-te în mașina mea. Să-și tuneze și Max mașina și am și altă idee. Hai să-mi tunez eu mașina repede. Da, după mine. Deci Remus, fii atent. Da. Da, trebuie să-l înveți pe Remus să-și tuneze mașina, că el are T20. Nu, deci fiți atenți că am... Nu, am cea mai tare pedeapsă pentru Remus. Vreți să vedeți? Ia. Deci mergem la tuning și vă arăt... Vă arăt ce pedeapsă am pentru el. Mi se pare destul de tare pedeapsa asta, sincer să fiu. Ia uite T20-ul. Carbonizat. Acolo o să stea. Acolo rămâne T20. Dar mi-e la poliția. Dar pe cine trebuie să sun să-l duc la locație? Când ajungi la tuning, să stai puțin, să te dai jos, Remus, te rog. Fii atent, că las că-i dau eu pedeapsa acum. Deci mergem să tunăm mașina mea, da? Așa. Remus, ieși afară. Aoleu. Asta e pedeapsă, să ies. Da, și trebuie să stai cu fața la... Bă, nu, ce voi? Nu! Vino încoace, vino încoace. Vino încoace, Remus, trebuie să stai la colț, aici. Da, la colț. Așa trebuie să stai. Ca la grădiniță, ca la grădiniță, așa. Acolo să stai, până tunezi o mașină. Păziți-l. Am eu grijă de el. Dacă se întoarce... Eu uite-l. Fă-mi rugăciunea. Pune-te în genunchi și fă-ți rugăciunea. Dacă se întoarce, îi dăm de 2 ori mai mult timp să stea acolo. Se arde singur. Bă, n-ai voie! N-ai voie! Bă, dar nu ți-ai spus ce am voie și ce n-am. Am zis că trebuie să stai la colț, nu faci nimic. Bă, uite, stau, nu fac nimic. Păi nu fac nimic. Dați mă cu flecul... N-ai voie, bă! Dați cu extintorul pe mine. Ți-e cald? Ți-e cald? Ce-ai făcut? Cred că e foarte cald afară sau ceva, nu? Sau ce se întâmplă acolo mai exact? Ce se întâmplă acolo mai exact? Stai să... Haideți acolo la colț! La colț! La colț! Dacă vreau să tunez... Asta e mașina nouă și de-aia vreau să o tunez ca să vedem cum e. Haide! Bă, nu pe mașina mea! Ok, mirrors... Oh my god! Bă, de nu mi-ați lovit mașina? Carry spray, o lăsăm așa ruf... Oh my god, unde am plecat? Ok, nu, scarf... Așa spoiler... Sunstrips, vreau să o tunez repede ca să nu stăm foarte mult. Bă, frate, Luca Covrigu îmi dă foc! Cum să-ți dea foc? De ce mi-ai pușcat mașina? N-am făcut nimic! Gata, am tunat-o! Ia uitați-o! Ce se întâmplă? Ele că a plecat de lângă noi! Max, vino să fii martor! Vino să fii martor! Ia să văd! Ce martor, mă! Ce a făcut? I-ai dat! Bă! Bă! Și că vino să fii martor și mai e la bătaie! Vino coace! Ok, m-a luat la bătaie, vino să fii martor, mi-a dat mare bătaie. Ok, pedeapsă. Stați așa, deci. Așa. Bă, eu vin cu mașina la el. Bătaie martorul. Fii atent, Remus, pedeapsă, următoarea pedeapsă este te duci la magazinul de haine. Deci te duci la... Bă, mi-ați bubuit mașina? Da, asta au făcut. Asta era mea. A, nu, asta e mașina mea. Unde asta e mașina aia? Am tunat-o și nouă. Vreau și eu mașina cu tine, Max. Hai, intră. Unde-i Remus? Unde-i Remus? Mi-a bubuit mașina. Deci, următoarea pedeapsă pentru Remus, mergi la magazinul de haine. Dacă nu poți să iei? Păi că dacă nu poți. Dar nu, Remus, încercă să-și dă ușa la mașină. Hai, dă-te jos, Luca Covrigu, că vreau să-l iau pe Remus. Hai, ia, intră. Eu pedepse, de asta ți-am dat. Păi eu ce să-ți fac dacă n-ai mașină? Eu te duc, dar plătești. Hai că da. Așa, deci te duci la magazinul de haine. Așa. Și te îmbraci să fii martor. De Valentine's Day. De Valentine's Day. Te îmbraci de Valentine's Day. Hai, îmbracă-te de Valentine's Day. Hai că mă îmbrac. Haide, să văd. Asta e pedeapsa ta. Vezi că ai acolo... Vezi că e categorie specială de Valentine's? Vezi că nu am uitat. Ia că vreau și eu să văd. Să vezi, mă, să te aștepți la... Ia să te văd. Să te aștepți la bătaie. Haide, îmbracă-te! Ia! Perfect! Perfect! Nu, frate, hai, ia-ți mai mult pe tine de atât. Sare pantera pe voi. Ia-ți... Ia-ți mai mult de atât, ia-ți mai mult de atât. Îmbracă-te, că te ia poliția. Următoarea pedeapsă pe care ți-o dau este să iei o mașină oarecare de pe stradă, să mergi la ponton și să sari cu ea în apă. Ok. Ia să te văd. Nu mașina lui Max. Nu mașina lui Max. Nu! Bă, nu se poate! Nu mașina mea! Oh my god! O mașină oarecare! Prindeți-l! 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 Ce ai zis că în picioare? Vai de capul meu! Vai de capul și de zile mele! Provocare! Provocare! Oprește-te! Opriți mașina! Ți-a dat provocare! Dar n-ai voie să-i dai provocare dacă i-am dat deja. N-ai voie. N-am ce să-i fac. Bă, a respectat provocarea, a respectat-o, n-am ce să-i fac acum. O mașină oarecare. Da, mă gândeam că băipa mea, gen, după ce m-am chinuit să o tunez. S-a aruncat, vei? S-a aruncat. My god, unde e? Unde e? O mașină oarecare. E în apă, nu? Da, provocare. În aici momentul ăsta. Ce mai te ridici deasupra. Mamă! Bă, frate, efectiv sunt pe sub pietre, wow! What? Te-ai băzuit? Un submarin. Ești submarin? Păi cu mașina ta cam da. What? Dă-te jos din mașină. Doamne ferește! Următoarea provocare pe care ți-o dau, Remus, și te voi duce chiar eu acolo, este să intri și să înnoți într-un canal urât mirositor. Unde miroase a castraveți murați. Wow! Da, miroase castraveți murați. Nu trebuie să mă dezbrac după sau rămân cu ele? Nu, rămâi așa mirositor. Deci și după se urcă la tine în mașină. Păi nu se mai urcă, oricum nu e mașina mea asta, că pe a mea a aruncat-o în apă. Da. Stai așa, că nu știu dacă ăsta e. Ba da, frate. Nu, frate, nu e ăsta. Bă, intră înapoi, că nu e ăsta. Mă calcă. Ăsta miroase bine. Îți place ce mascam? Ai stângat. E foarte frumos. Sau nu, e mai în dreapta. Nu, că am eu canalul unde trebuie să intru. Canalul. Stați așa că e undeva mai departe. A venit după mine, aveți încredere. Da, bravo, mă. Aveți toată încredere. Ce am în picioare? Nu știu. Ce? Ai șlapci? Șlapci. Ai șlapci. Uite, ăsta e canalul, hai. Iau, bă, frate. Hai, du-te. Ăsta e canal de la care miroase. Du-te, hai. Haide, du-te, că-ți dau. Iau-te și pe Luca. Iau-te cum s-a dus. Și fii atent, trebuie să te duci. Stai că am sărit și eu. Stai că eu mă urc pe aici. Deci trebuie să te duci încolo, așa, că acolo e mai mirositor urât. Așa. Du-te, Remus, du-te, du-te. Am voie să respir. Păi ai voie, ai voie. Ridică-te, ridică-te, că nu ești la bazinul de not aici. Ba da, ba da, încă mai pot. Așa, du-te, du-te. Dar s-a negrit imaginea. Bă, ridică-te, respiră. Nu mai vreau. What? Nu mai vreau. Bă, m-ai aruncat aici și miroase urât. Face ca un delfin, sare așa. Ia uite-l, bă. Gat. Ia să vedem. Stai să facem testul de mirositoare. Ia, ia. Ia, stai să văd. Bă, miroase. Stai, vino, urcă-te înapoi, urcă-te înapoi, urcă-te. Remus, unde ești? Aici. Stai așa, bă, stai așa. Stai o secundă. Ia zi. Ce urât miroase, mai bine mă arunc în canalul ăsta să miros mai frumos. Doamne, ce urât miroase, fugiți. Fugiți de el, rapid, rapid de tot. Ce-a făcut? Mamă, mamă. Cred că s-a scăpat pe el. Mamă. A dat o nucleară. Cred că asta a fost. Următoarea provocare sau pedeapsă este chiar din comentariile voastre, așa că dacă vreți ca pedepsele voastre să fie incluse în videoclip, lăsați-le în comentarii și următorul care va fi pedepsit, cred că va fi Luca Covrigu. Da, ziceți? Da, de ce eu? Păi cum adică de ce tu? Dar ai uitat ce pedepse îmi dădeai mie data trecută sau n-ai uitat? N-am uitat. N-ai uitat. Ok, deci pedeapsa asta e din comentarii direct și zice așa. Du-te lângă o mașină oarecare de pe stradă în afară de ale noastre. Așa. Și trebuie să o explodezi lângă tine. Păi voi unde sunteți ca să ne întâlnim? Păi noi suntem pe autostradă, tu unde ești? Păi nu contează unde suntem noi, trebuie să... Aici să alingăm. Păi nu, trebuie să ai pe dovada pe videoclip. Păi da, trebuie să avem dovada, da. Păi da, dar trebuie să vii unde suntem noi. Păi vină pe autostradă, tu unde ești? Pe celălalt trebuie să te duci. Ia, hai să ne întâlnim cu el. Aici sunt foarte multe mașini, deci practic ai de unde alege. Da, o să putem să le și blocăm, să le... Dar de ce nu poți să explodezi mașina cu care sunt eu? Nu frate, una de pe stradă, nu a ta. Una de pe stradă? Una de pe stradă, asta e provocarea, așa a dat-o cine a dat în comentarii. A. Nu a ta și nu a noastră. Deci blochează o mașină oarecare, uite asta de aici de exemplu, vezi? Da. E, și du-te aici și trebuie să o explodezi. Nu știu cum, dar... Asta e provocarea ta, să o explodezi. Și tu trebuie să stai lângă ea. Tu trebuie să stai lângă ea. Ia ce-ai făcut? Mașinile noastre. Mamă, pe mine. Dați-vă la o parte. Aoleu. Ghost Rider. Ghost Rider, tu ești. Bă, dar n-ai spus că trebuie să stau lângă ea. Ba da, trebuie să stai lângă ea când o explodezi. Asta a zis. Aha. Gata, mă. Gata, m-a făcut pedepsa. Mamă, ce a făcut aici, Doamne feri. Chiar că Doamne feri, eu am zis o mașină, nu toate mașinile. Eu respect provocarea ori 100. Văd. Ok. Următoarea provocare este să îți iei mașina și să mergi doar pe contrasens pe autostradă. De ce m-a luat punere poliția? Ce am făcut eu? Stai că îl calcă mașinile pe Remus. Toate nebuniile se întâmplă aici. Provocare nouă. Păi seama că i-am dat eu deja. Păi să ia poliția de la... Păi i-am dat eu o provocare, n-auzi? N-aude, mă. Aia mașina de poliție, nu mașina. El încă vorbește. Bă, pe mut? Da. Nu știu ce se întâmplă. Îl provoc pe Luca să audă. Adevărat. Îl provoc pe Luca să audă. Hai, Remus, deci trebuie să mergi doar pe contrasens. Doar pe contrasens ai voie. Ok. Uite, nu așa merg. Ia, hai să te văd. Ok. Și am și poliție. Ok, următoarea provocare, să intri în mașinile de pe contrasens. Mamă. Mamă. Asta trebuie să faci. Am poliție după mine. Păi nu contează. Așa, tu trebuie să mergi și să intri în ăștia pe aici. Așa. Bum. Ia uite ce sare mașina de poliție. Eu am sărit. Lul. Ok, nu mai trebuie să faci chestia asta, trebuie doar să mergi pe contrasens fără să te mai izbești. Dar faci și slalom printre mașini. Da, faci slalom printre mașini. Dă-te mă cu mașina ta de poliție de aici, vrei să-ți dau? Da. Ia uite bă. Fă slalom. Stai așa că nici nu mai văd unde e. Păi n-am faruri. În spate. Văd că mergi cam condițiile. Mergi cam ilegal. Hai, think fast. Ia uite-l mă. Ok, provocare să intri la mine în mașină. Cu 2 stele? Cu 2 stele, că și eu am 2 stele. 2 cu 2, hai. Ok, 4. Provocare, te duc în închisoare și trebuie să supraviețuiești. Aoleu, cu 2 stele de poliție? Pedepse, da. Da, 2. Asta e pedepsa, te duc la închisoare. Câte stele ai? Am 2 stele eu. 2? Da. A, nu mai am deloc acum. A, păi de ce minți? Păi da, tu ai scos și nici n-am văzut. Dar fii atent, că odată ce... Stai așa, că odată ce intrăm la pușcărie, stai să vezi. O să aibă 5 stele. Hai să faci, să stăm amândoi. Nu, păi pe tine te las. Eu plec. Facem ca prison break. Tu ești obligat să stai acolo. Așa că te duc acum. Faci prison break? Da. Prison break. Ia să vedem. Îți las mașina, de fapt nu ți-o las pe asta, îți dau una mai nasoală. Eu las eu pe a mea. Nu frate, nu, că-s mașini aici, ia uite. Ori asta, ori aia, tot aia. Uite frate, una de asta ia-ți, care vrei tu. Și... Care vrei, urcă-te în care vrei. Care vrei tu. Da, intră în ea. Ca să nu fie mașină de-asta tunată și blindată și chestii. Așa, și cum intru? Da, și cu... Păi vino încoace, că te duci direct pe ușă. E la portier. Bă, păi a murit. Ai murit deja? Păi, da. Ce challenge ai făcut? Trebuie să intri în pușcărie. Trebuie să încerci să intri acolo, dar cum e posibil? Unde ești, mă? Unde ești? Că te iau eu. Hai, urcă-te la mine, urcă-te la mine, că te duc eu. Ia uite, mă, să urcă în mașina lui Remus. Doamne, ce NPC-uri. Ia. Hai, gata, ai intrat? Da, am intrat și las acolo, stai așa. Păi nu mai ies. Păi asta e challenge-ul să supraviețuiești. Păi supraviețuiești din mașină, uite. Nu, din mașină supraviețuiești normal, dar ideea e să supraviețuiești de acolo. Unde acolo? Ma... Gata, aici te-am lăsat, dă-te jos, dă-te jos. Mult noroc. Ce faci? Mult noroc. Lasă-l acolo, fugi! Haide să fugim! Fugiți! Nu mai pot să intru, că... Asta e pedeapsa lui, nu a noastră! Hai! Hai, hai, noi avem voie să ieșim, el n-are voie. Să ne zici că dacă ai supraviețuit. Puteți de acolo. Parcă vezi că iese înaintea noastră, dar iese că e mort. Puteți că deja vieți adevărat. Bă, dați-vă la o parte că trec! Ia uite pe ăștia, bă! Sunați repede la Lester, sunați repede la Lester. Care? Că eu nu mai am, că pe mine m-a prins aiurea, poliția. Hai, sun eu la Lester. Nu fac nimic. Pentru mine. Eu nu am, n-am intrat. Dai cu spatele, dai cu spatele. Bă, să știți că eu stau aici tot episodul, nu mă deranjează. What? Pe bune? Nu te prind ăștia? Sunt eu prea bun. Lester, că nici nu-l văd. Stai mă, ți-ai dat ăla de să scapi de poliție? Nu, păi degeaba că-ți dau automat, imediat. N-ai cum, în interior? Dar nu am remove. De-abia în 30 de secunde. Ia stai că mă uit la el prin gard, stai așa. A murit. A, gata mă, l-a prins. El stă tot episodul bă acolo, el e Iron Man. Ia, stai să văd unde l-a spawnat, ca să mă să-l iau. A, tu ești. Fii atent că am o provocare și mai puternică pentru tine. Ia. 9, 8, 7, hai le să vă pregătiți pentru provocarea pe care o să o dau, sau pedeapsa, mai bine zis? Următoarea pedeapsă e să supraviețuiești în baza militară. Hai, hai, urcă-te. Cele mai grele, frate. Cele mai grele, că mie mi-ați dat tare ușoare. Fii atent. Efectiv, de mulți le-a avut pe cele mai grele. Fii atent. Pedeapsă, du-te până la baza militară pe jos. Mi-ai dat una, nu se poate. Ok. Păi ce faci? Le schimbi? Lasă că să-ți dau, hai să vezi. Păi abuz. Hai să vezi. Dar eu pe Focaru nu l-am auzit să-mi dea, pe Pisica nu prea am auzit să-mi dea. Cum nu ți-am dat? Ți-au dat și ei, dar ei nu prea au idei, eu ce să le fac? N-am auzit. El îmi dă target. Eu ți-am dat. Frate, doar tu ești cel pedepsit în episodul de astăzi. Luca nu aude. De câte ori ți-am dat? Eu n-aud, da. Hai, stai să vedem pe unde era baza militară, că parcă... Aici e. În stânga, în stânga, în stânga, da. Gata, am văzut, am văzut. Hai că mergem acum. Hai că vin și eu. Hai mă să te văd. O să-i dau eu un taxi? Nu. Am găsit pe aici, pe stradă, un taxi. Nu, că-l bag eu în baza militară și acolo trebuie să supraviețuiască. Că e destul de... Dar de fapt știi ce? Că nu e greu să intri, că cred că putem să intrăm pe ușa principală. Da, te poți. Nu putem? Ba da. Eu parcă și țin minte. Dacă te cunoști cu cine trebuie, dacă ai hangar. Da, cred că. Dacă ai hangar, te lasă să intri, da. Da. Tu ai hangar, Remus? Nu, adică cred că am, nu mai știu. Dacă are hangar, nu-l ia poliția. Cred că am. Ai hangar? Parcă mi-am luat. Ok, deci fii atent, că am intrat în baza militară. Ăștia nu știu încă. Ei, și tu acum, fii atent ce trebuie să faci. Te duci la băiatul ăsta de aici. Așa. Tragi în el. Stai, nu acum, nu cât ești în mașină. Dă-te jos din mașină, dă-te jos din mașină. Și trage în el, trage în el. În băiatul ăsta militar. Așa. Și iei mașina. Ai că iei lua mașina, dacă e. Păi n-ai spus. Acum, mult noroc că-ți urez. Mersi. Eu te vin militarii după el. Mamă! Hai să te văd, Remus. Încă urez mașina ăștia. Stai să vezi că dacă vin ăștia cu tancul după tine, te-ai dus. Nu-i problemă. Ia uite-l. Hai că vin băieții cu mașinile după tine. Hai Max, în trecere. Ce în trecere? Că eu mă uit la spectacol. Haideți băieți, lansați tancurile. Bă, care trage mie? Nu trage noi. Păi da, dacă sunteți în dreptul militarilor. Mamă, că-ți vin pe tine acum, fii atent. Am găsit o mașină. Stai așa că vin mulți spre el. Ia uite puștia. Trebuie să vă dați din zona aia, că el trebuie să tragă în ei. Care să ia mașină? Ce, am găsit mașina asta. Remus, ia mașina asta și du-te în centru. Ia stai să văd dacă... Ce să mă duc, frate, că vin ăștia... Ok. Cu miile vin. Mă uit să văd dacă mai au ăștia ceva pe aici, elicoptere sau... Ăștia vin cu tancul, așa-i? Ăștia pot să vină și cu tancul, nu? Poate să vină și cu tancul, dar depinde. Ia mașina asta. Dacă vin cu tancul, să mergi să-l fur. Stai aici. Momentan vin cu mașinile după el, dar... Da. Stai că și-a luat mașină, ia. Hai să te văd, Remus, hai să te văd. Eu i-am dat-o. Hai, du-te. Ce faci? Bă, nu pot să trec. Haide, haide, haide. Dă-i. Haide. Așa, du-te și challenge-ul e să găsești, poate găsești un avion, să-l furi. Da, să-l furi, adică să reușești să-l pleci cu el. Da. Și după aia, când ajungi în aer, să te prăbușești. Nu mai ești tu să pleci. Bă, ce te-ai chirit o sudară? Bă, normal. Nu cred că e aici, cred că pe aici ar trebui să fie. Nu aici, cum se conducea? Nu mai știu. Uite, cred că astea sunt de aici. Da, nu văd niciunul, sincer. A, uite, e unul aici, în hangarul ăsta. E unul aici, mamă, e de la rapid șmecher. Azi mai multe, uite, s-au spunat acum. Ne luăm și noi? Nu, el trebuie să-și ia acum. Hai, puteți să vă luați, nu-i problemă. Mergem și noi după ei să-l targetăm. Să luăm în aia. Bă, ziceai de mine că-ți dau target, da? Uite-te la Focaru ce-ți face. Dar nu cred că mai știu cum mai pilotez. Bă, Focare, lasă-l. Eu ce să fur dacă îl fia Focaru? Ăsta am și zis că e al lui Remus. Remus trebuie să scape de aici, asta e pedeapsa. Hai, Remus. Și acum pedeapsa este să tragem după Remus. Nici n-a mai fost nevoie să tragem după el, că a explodat singur. Nu pot să-l conduc. Și că să tragem după Remus, dar Remus deja a intrat în perete cu el. N-am pet. Hai că am înțeles. Bun, ăsta a fost episodul de astăzi. Data viitoare o să-i dăm pedepse lui Luca Covrigu, pentru că merită din plin. 30.000 de like-uri să-i dăm pedepse. 50.000, mamă. Hai că strângem 50.000 dacă e. Hai că... dați-ne pedepse noi în comentarii și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!